În goană lângă un mic ochii zbor, stătea întinsă fata mâților. Și-o luai pe schiul meu și nu mai știu nici eu, că atâtea foc și dor. Și-o sărutai Olario și-o luai pe cap pe schiul meu și nu mai știu nici eu, că atâta dor și foc o sărutai. Cu un rucsac în spate și o chitară, și voi năream haitui din piatra Craiului, să-i întâlnesc pe cei ce m-au născut Olario. Și voi năream haitui din piatra Craiului, să-i întâlnesc pe cei ce m-au născut. Salut! Astăzi mergem pe vârful Suru. Mergem la Suru astăzi. Salut! Și am mai trecut pe aici, chiar pe vârf, n-am ajuns niciodată, tot timpul am trecut pe Suru. Suntem în Munții Făgăraș, am pornit în traseu de dimineață de la cabana Suru și mergem, bineînțeles, pe vârful Suru. Suntem cu schiurile, intenționăm să schiem de acolo un proiectul 120 peste 2000. De la cabana Suru am pornit, am urmat traseul Triunc Roșu până în creastă și de aici o să o luăm pe creastă până pe vârful Suru. Astăzi, sâmbătă, este o zi foarte frumoasă, avem parte de un cer senin, temperaturile sunt acceptabile, la fel și zăpada, o să vedem pe parcursul zilei cum se va desfășura, cum va fi zăpada și prin ce zonă vom putea schia înapoi la cabană în siguranță. Țineți aproape, ne vedem mai târziu! Făgăraș 20 peste 2000!
vârful Găvanu ne-a tras cu ochiul și am rămas și am coborât de pe vârful Găvanu ieri, pe schiuri până înapoi la Cabara în Suru. Din păcate nu am mai ajuns pe vârful Suru, deoarece a fost o gheață foarte dură. Nu se putea schia pe acea gheață. Abia am reușit să urcăm la colțari și atunci ne-am hotărât să coborâm doar de pe vârful Găvan pe schiuri. Oricum a fost o excursie reușită, am prins vreme bună, chiar dacă condițiile de schiat nu au fost cele mai reușite. Posibil ca prin aprilie, după ce se mai înmoaie gheața respectivă, să fie condiții mai bune de schiat. Pe scurt, se poate ajunge foarte ușor la Cabana Surus, din Avrig sau din Sebeșul de Sus. Noi de data aceasta am optat pentru traseul din Avrig, pe Valea Jigra. Te venim cu mașina pe un drum forestier, destul de mult. Drumul nu este într-o stare foarte bună, mai ales acum la sfârșit de sezon, când se topește zăpada și este foarte mult noroi și apă curge pe drum, dar se poate ajunge destul de departe cu mașina, depinde și de mașină. Iar noi de aici, de unde am lăsat noi mașina, am parcurs cam 5 km până la cabană, cu o diferență de nivel, cred că de undeva la 600-700 de metri. Dar se mai poate înainta de unde am lăsat noi, dacă ai o mașină 4x4, se mai poate înainta vreo 2 km. Oricum, traseul este aproximativ cam 2 ore. În condiții, noi am urcat cu schiuri, cu bagaj, destul de greu, deci dacă vii mai light, poate mai puțin, o oră jumate, 2 ore, depinde de zona în care lași mașina. Cum este a doua tentativă pentru mine de anul acesta, mai fost în ianuarie, tot la Cabana Suru, și atunci am intenționat să ajung pe vârful Suru. Nici atunci nu am ajuns, deoarece condițiile nu au fost bune deloc. Atunci am avut vânturi foarte puternice și la fel stratul de zăpadă a fost unul foarte, foarte mic și mai mult gheață. E, de data asta a fost zăpadă, nu pot să spun nu, mai este încă zăpadă, sigur că da, dar partea de sus, da, de la 1700-1800 este numai gheață și este foarte dificil de schiat. Dacă vrei să faci o drumeție la colțar, atunci sigur condițiile au fost chiar bune pentru o drumeție. A fost vânt în creastă, nu foarte puternic, dar a fost suficient cât să te pun un pic în dificultate. Oricum, o tură de Făgăraș foarte reușită. Mi-a plăcut foarte mult și la Cabana Suru. Mâncarea a fost foarte bună. Cu siguranță ne vom mai întoarce și pe altă ocazie. Să ne vedem pe munte. Pa, pa! Ciao! De la vârful omul pătrânzare, Dunărea albastră poți să vezi, pe piatra Craiului și piatra mare, Făgărașul cu ale lui zăpezi. Uite că e și cu Făgăraș. Dar voi nărim de munți pe o cărare, dacă în cale o cruce ai întâlnit, nu uita să pui măcar o floare pentru cel ce munte l-a iubit. Când bucegii ca zon de piatră și izvoare, unde ai fi? Răspunde la lor.